Hristos a înviat. Ajunge zilei greutatea ei. Iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a treia duminică după învierea Domnului, o duminică în care sunt prăznuite mironosițele femei. Așa scrie în calendar, așa este rânduiala și an de-a rândul v-am vorbit despre una, despre alta. Însă astăzi aș vrea să vă vorbesc puțin despre o temă atinsă și altă dată, dar acum vreau să vă vorbesc chiar pe față despre ziua de mâine. Despre ziua de mâine, ca să vorbești în fața unor oameni care au un desfășurător de la o bancă, au un desfășurător de la niște rate pentru copii sau pentru una sau pentru alta, au un desfășurător întotdeauna ziua de mâine cu tot ceea ce înseamnă ziua de mâine, astăzi totuși am să vă aduc aminte că atunci când mironosițele femei au plecat în drumul lor spre mormântul Mântuitorului, au avut în cap un singur lucru, și anume, oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Eu v-am mai spus și în a doua zi de Paști despre un lucru foarte interesant, real, întâmplat în familia mea, cum fratele meu cel mare, venind pe acasă de multă vreme plecat departe, și cum mama s-a gândit să îi încarce așa, ca la copil. Dar copilul nu venise cu mașina, venise cu trenul. Și dintre cele trei genți, două de câte 25 de kilograme și una de 50 de kilograme, cum să care cu două mâini? Dacă Dumnezeu lăsa pe om cu trei mâini, poate că avea vreo șansă. Dar și-a făcut tot felul de planuri. Vă imaginați că el s-aștepta ca de la mama să plece cu atâtea. Și toată săptămâna cât a stat aici, s-a tot gândit cam cum să facă. Și a făcut un plan bine pus la punct, dar când a ajuns în tren și a dat seama că planul nu avea nicio legătură cu realitatea. Realitatea era că nu putea să le ducă decât pe rând. Și atunci și-a adus aminte de povestea cu lupru, capra și varza și a luat întâi pe cele două mici, zis mici, și le-a dus vreo câteva zeci bune de metri și când se întoarcă să o ia pe cea grea, nu mai era acolo. Dar în mintea lui s-a gândit, mă, oare dacă mi-o fi furat-o cineva, poate să fi fugit chiar așa de tare. Și bineînțeles că ridicându-și privirea, a văzut doi frați care o cărau în partea cealaltă. Și acum ce i-a venit lui să-i spună? Măi copii, nu vă supărați, în partea asta, veniți încoace. Și el bineînțeles că a luat-o încet, încet înaintea lor și frații după el, cu geanta, transpirați tot, au dus-o până la trenul celălalt și așa a ajuns fratele cu cele trei genți. Acum problema era următoarea. De ce s-a mai străduit să facă vreun plan și pentru ce n-a putut să doarmă cu o noapte înainte de grija ce voi face mâine? Despre acest lucru vreau să vă vorbesc astăzi. Suntem sub timp numai dacă lăsăm și timpul deasupra noastră. Timpul este sub noi. Trecutul, prezentul suntem cu picioare pe pământ, adică sunt sub noi. Dar dacă nu lăsăm și timpul de deasupra noastră, înseamnă că timpul nu ne poate presa. Pentru că oricât ar contrazice frații ingineri, o menghină nu poate să aibă numai o singură falcă, ci trebuie să aibă două. Nu poate să te preseze nimic dacă nu are din două părți posibilitatea să o facă. Și atunci de ce noi ne gândim de astăzi pe mâine ce să facem? Ați auzit de expresia trăiește de azi pe mâine?
Trăitul de azi pe mâine are legătură cu o viziune foarte, foarte îngustă vis-a-vis de viață. Adică omul care nu-și face un plan foarte clar pentru ce va face la anul, ci trăiește de azi pe mâine. Adică vom vedea ce facem. Ei, nu la această superficialitate ne învață mironosițele femei astăzi, ci la a trăi o viață frumoasă și la a trăi fără grija zilei de mâine. Grija zilei de mâine este asupra noastră numai dacă o băgăm în seamă. Adevăratele minuni nu sunt cele pe care le credem noi. Adevăratele minuni, de exemplu, când Mântuitorul a rugat pe Petru să-și îndepărteze corabia de la țărm și să arunce mreaja, acesta a făcut ca ascultare, deși stătuse toată noaptea în baltă, a aruncat mreaja, dar a prins pești atât de mulți, în Sfântul Evanghelist Ioan, 153 de pești mari și atâția fiind, totuși mreaja nu s-a rupt. Și acum stăm și ne întrebăm, care este minunea? Minunea este că a pescuit atâta sau minunea este că nu s-a rupt mreaja? Pentru viața noastră, să știți că e un mesaj extraordinar. Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea și Dumnezeu ne dă și noi nu știm că, de fapt, nu pentru ceea ce ne dă ar trebui să fim mulțumitori, cât pentru faptul că am putut să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Inclusiv zilele vieții noastre. Dacă ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ani mulți, da, până la jumatea vieții ne apucă niște neputințe, care ani ni se par din ce în ce mai mulți, dar noi am cerut ani mulți. Unde este minunea? Că Dumnezeu ne-a dat ani mulți sau că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să-i ducem? Întotdeauna grija zilei de mâine dezleagă acest mare mister al minunii. Mironosițele femei, atunci când plecau spre mormântul Mântuitorului, deja își făceau griji cine le-a prăvăli lor piatra de la ușa mormântului. Deja își mai făcuseră niște griji ce să facem, de unde să luăm mir de nard de mult preț ca să facem îmbălsămarea. Dar problema asta o rezolvaseră. Găsiseră mir ca să ungă trupul Mântuitorului, dar acum se gândeau cine le va prăvăli lor piatra de la ușa mormântului. Și noi, când ne apropiem de vreun examen, aoleu, dar cum o să trec examenul ăsta? Foarte bine. Prima condiție pentru a trece un examen, v-a zis și altă dată, este să ne prezentăm la el. Chiar mi-aduc aminte de un copilaș care întrebat fiind care este primul pas pentru ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, copilul a răspuns cu o logică de copil, dar foarte adevărată. Ce, păi, întâi trebuie să păcătuim ca să ai Dumnezeu ce să ne ierte. Pentru că m-a întrebat cineva odată dacă pot să-i dau dezlegare să fac un anumit lucru. Am zis, nu, ortodoxia nu lucrează cu păcate nesăvârșite. Du-te, o faci pe barba ta și după aia discutăm. Adică, ce ar însemna să dăm dezlegare pentru una sau pentru alta? Nu, prima condiție ca să ne poată ierta Dumnezeu, să ne dea un sfat duhovnicul, este să trecem. Adică să plecăm exact ca fiul risipitor, să vedem cum este lumea, pe românește să o luăm în freză și să ne întoarcem. Și după ce ne-am întors, vom vedea care este situația din partea cealaltă a vieții. Adică nu din partea zilei de mâine spre astăzi, ci din partea zilei de astăzi spre mâine, pentru că aceasta este tema pe care mi-am propus-o pentru ziua de astăzi. Iubiți credincioși, imaginați-vă femeile mironosițe care și-au făcut griji, care n-au dormit vreo două nopți și jumătate până s-a făcut a treia zi, când aveau voie să se ducă la mormânt. Imaginați-vă că ele care își făceau atâtea probleme nu se mai gândeau la cum vom căra până acolo mirul, cum vom face, ce vom drege. Nu! Deja piatra aia nu era de dat la o parte și totuși s-au dus. Aici este marea taină a examenilor noastre, a limpezirii vieții noastre. Dacă stai așa și te gândești din pat, o, dar ce grea va fi ziua de mâine. Vă imaginați
că această zi de mâine ne poate doborâ. Și o să spunem, păi bine, dar care e atitudinea atunci? Dacă femeile care se gândeau s-au dus acolo și nu mai era cazul, că piatra deja era dată la o parte, ce trebuie să învățăm noi din asta? Trebuie să învățăm că atunci când avem un necaz în față, nu trebuie să-l tratăm ca și când ar fi în fața noastră, ci în spate. Nu ne spune Dumnezeu foarte clar prin Mântuitorul: cereți ca și când ați primit și veți avea. Dacă tu te duci la examenul respectiv mulțumind lui Dumnezeu că l-ai și luat, cu siguranță că deja te afli în partea câștigătorilor. Dacă însă nu dormi noaptea și cunoștințele nu se mai pot sedimenta așa cum trebuie, dacă înmagazinezi în mod haotic, adică începi să iei materia la rând și pe la jumătatea ei îți dai seama că s-ar putea să fi uitat un capitol, te întorci. Orice întoarcere când înveți este ca o așezare a unor lăzi într-o magazie cu eticheta la ferestre, la zid. În momentul în care vrei să mai scoți, nu știi ce ai băgat acolo și ce trebuie să faci, să desfaci, deci gata, s-a terminat. În momentul în care avem de parcurs o materie, trebuie să o parcurgem de la un capăt la celălalt. Femeile mironosițe aveau de parcurs o distanță, de acasă până la mormânt. Nu s-au întors să mai chime vreo 2-3, nu s-au întors pe la jumătatea drumului să ia dinamite sau ceva care să dea piatra de la ușa mormântului. Nu! Au mers până la capăt. Așa trebuie să învățăm și noi. Orice necaz și orice examen pe care îl avem, acum să nu credeți că toate examenele sunt necazuri. Nu, eu am dat un exemplu decât. Trebuie să trecem de faza aceasta a unor emoții destructive. Noi trebuie să păstrăm decât emoția artistică pentru examene. Și să învățăm că dacă într-adevăr am luat materia odată, nu trebuie să te mai întorci așa, pe românește, ca Toma necredinciosul. Ia să văd dacă mai știu capitolul ăla. Orice capitol pe care îl luăm la destrămat, să știți că este o mină antipersoană și l-am pășit acolo, s-a terminat. Ți se pare după aia că nu mai știi nici celălalt și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte că noi aveam examene foarte multe orale și la ușă mai stătea câte un cârcotaș care să ne înțepe și începea să mai pună câte o întrebare. Bineînțeles, cum auzeai întrebarea, pentru al cărui răspuns nu spunea nimeni niciun cuvânt, aulă, intrai în panică. Bă, dar pe asta nu știu. Și totuși, atunci când citeai bilețelul, îți dădeai seama că numai pe ele știi. De ce? Pentru că mintea omului este făcută să marșeze atunci când este cazul, adică atunci când s-au aflat la ușa mormântului, atunci femeile mironosițe au constatat că nu mai e cazul să se întoarcă după alții și așa mai departe. Înseamnă că sensul grijii zilei de mâine este să mergem mai departe. Și o să spuneți, bine, bine, da, azi e 26 și acum se încheie luna și pe 30 n-am plătit rata la bancă. Ce o să facem? Măi copii, să știți că aici este o realitate. Dar nu este un adevăr. Ziua de 30, care este un adevăr, o să treacă și fără să o plătiți. Vom vedea cum vine scadența. Dar să ținem minte un lucru. Orice necaz este o realitate, dar nu un adevăr. Așa cum spunea Părintele Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească, zice, moartea tată este o realitate, dar nu este un adevăr. Este numai o parte pe care o vedem noi. Adevărul este altul. Și cred că așa este și cu grija zilei de mâine. Este o realitate, dar nu este un adevăr. Viața noastră este peste acest timp. Și dacă vrem, într-adevăr, să înțelegem ziua de mâine, trebuie să ne gândim la un lucru. De ce să ne gândim înainte de vreme? Chiar eu când eram la seminar îmi permiteam o glumă cu colegii. Stăteam noaptea și mai citeam ca să mă pregătesc, dar nu, niciodată n-am citit lecția. Și îmi ziceau colegii, băi Marius, vezi că a ajuns pe la jumatea catalogului. Cred că mâine, păi da, am văzut mâine dimineață. Acum dimineață mă trezeam și mai rămâneam cu câte un capitol din Kant sau Hegel, ce citeam eu pe acolo, nebuniile mele, să credeam că o să-mi facă foarte bine. Multe lucruri mi-au făcut bine ca să...
înțeleg nebunia lumii ca să mă tem de ea, să mă ferez de ea, nu să mă tem. Și venea dimineața și aveam niște colegi foarte buni care țineau la mine și, băi, Marius, vezi că, lasă-mă că mai avem și pauze. Nu era o amânare, dar era o realitate, pentru că eu mi-am propus să învăț în stilul de a răspunde imediat la 5-10 minute după ce am învățat, ca să pot să șterg și să merg mai departe. Pentru că n-am considerat niciodată că ceea ce ne predau profesorii este neapărat ceva folositor în viață. Ne-au dat niște repere foarte bune, dar acele repere erau niște adrese pentru cum trebuie să învățăm și ce trebuie să învățăm. Atitudinea lecției respective ne interesează. De exemplu, din reformatori am învățat atitudinea pe care trebuie să o studiez mai departe și să-mi dau seama ce înseamnă învățămintele lui Luther și ale celorlalți. Jan Hus. Dar acum, dacă întreb pe cel care a luat numai 10 la aceste lecții, poate își mai aduce aminte vreo 2-3 ani din toată biografia, dar important ar fi să-și aducă aminte structura lecției respective. Vă să zic că nu trebuie să amânăm, dar nu trebuie să avem grijă excesivă în legătură cu ziua de mâine. Ziua de mâine va deveni cam așa. Ne trezim de dimineață și avem la dispoziție două căi. Ne supărăm pe ceas sau nu ne supărăm. Dacă alegem varianta să nu ne supărăm, deja pornim cu dreptul. După care ajungem la baie și ne dăm seama că nu mai găsim sau s-a terminat spuma de ras. Avem două variante. Varianta este să ne ieșim din fire, care ne duce la o stricare a zilei. Mai există o variantă intermediară să nu ne mai bărberim, dar mai există și varianta cealaltă. Păi ce, când aveam spumă de ras, nu știam ce să face cu săpunul? Și mai dăm așa, ne mai găsim variante suplimentare. După care, dacă am terminat treaba asta, vă imaginați că nu mai este nici pasta de dinți. Adică diavolul când ți le așează, ți le așează pe toate într-o dimineață. Să nu credeți că vă așează mâine dimineață ceva, lunea cealaltă altceva. Nu, toate atunci. Bun, dăm numai cu periuța, vedem noi ce facem. Când să coborâm, ori găsim o șosetă de un fel și una de alt fel, ori să rupe șiretul exact când am tras de el să-i facem un nod și atunci să vă aduceți aminte de mine, că diavolul în spate își râde și așteaptă să vadă ce cale alegeți. Dacă alegeți calea cum să cade, înseamnă următoarele. Poate o să râdă de mine 2-3, dar de acum înainte pot să-mi iau și sandale sau plec în papuci. Dar nu rămân acasă. Rămasul acasă este ca și boala. Boala. Dacă începe să te doară capul de dimineață și ai făcut pact și ai rămas în pat, te-ai terminat. Vreo 3 zile nu mai ești bun de nimic. Atunci când însă ai hotărârea de a pleca orice s-ar întâmpla, să știți că atunci e bine. Dacă știi că te așteaptă o zi în care urmează ca șeful să-ți facă un perdaf numărul 1, să știți că cea mai bună variantă este să nu întârziați, ca să scăpați mai repede. Pentru că orice minut de întârziere vă va atrage o pedeapsă și mai mare. Sau să ziceți, lasă că mă duc mâine. Păi mâine, vă imaginați că mâine se adună și furia șefului de astăzi, că n-a avut cui să se adreseze, în fața cui să zbiere și așa mai departe. Și s-a scăcut, bă, șeful să acumuleze, să acumuleze. Mâine zice, aoleu, dar nu mă duc azi, lasă-mă duc lunea viitoare. Vă imaginați, e din ce în ce mai greu. Sau când aveți ceva pe suflet și țineți, lasă că zic mâine, lasă să zic poimine, nu trebuie să facem așa. Orice clipă pe care o avem în plus este o povară în plus. Aceasta este grija zilei de mâine, prost înțeleasă. Cât despre rate, mă mai risc să vă mai spun o dată, deși v-am plictisit atâtea ori, este cu vecinul care avea bani de dat,
și nu dormea noaptea și l-a întrebat soția de ce și zice, pentru că n-am să-i dau bani vecinului. A, de asta nu dormi tu? Și-a deschis geamul, a strigat tare, băi vecine, bă, să știi că al meu n-are de unde să-ți dea bani aia, mă. Și-a închis geamul. Ce-a făcut și femeie? Ce-a rezolvat problema? Care problema? Acum nu mai doarme el. Măi copii, dacă o vedem așa, să știți că nu ne mai sperie ziua de 30 ca să vină scadența la bancă. Trebuie să ne formăm în cap anumite principii pe care să le și ținem. Ce este ziua de mâine? Cui aparține ziua de mâine? Noi putem să adăugăm staturii noastre un cot sau vieții noastre o secundă? Iar mi-aduc aminte de părintele Răsine care zicea, mă, tata, am fost la căpătui atâților morți. Zice, dar toți la unison cereau să mai trăiască o zi. Că ce mai face tată în ziua aia? Ziua aia trebuie trăită la început. La început pentru că altfel riscăm să o reportăm aiurea, atunci când nu se cade. Iubiți credincioși, ziua de mâine este ziua de astăzi, dacă vrem să o înțelegem. Noi trebuie să trăim astăzi totul. Și trecutul, și prezentul, și viitorul. Eu personal, când mă rog în Sfântul Altar, văd în același timp și altarul catedralei la care am slujit ca diacon 2 ani și jumătate, văd și mâna ierarhului care prin succesiune apostolică mi-a trimis harul prin hirotonie, văd și schela în toată biserica atunci când eram în șantierul de pictură și văd și următoarea schelă peste vreo 30-40 de ani când vom spăla de fum această pictură. Asta înseamnă slujire. Adică trăim acum tot ce am trăit și înainte și tot ceea ce visăm noi că va fi cu ziua de mâine și de celelalte. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că am putut să aduc în amintire și lucruri pe care vi le-am mai spus, dar mi-am permis pentru că am vrut să dezbat această problemă a zilei de mâine, pentru că, de fapt, ziua de mâine poate să fie desființată. Ziua de mâine este trăită astăzi frumos dacă știm cum să o pregătim. Dacă nu ne vom mai gândi oare cine ne va da o piatră de la ușa mormântului, cu siguranță că o vom găsi dată la o parte, dar cu o condiție, să ajungem în fața mormântului, adică să plecăm de acasă. Pentru că am mai găsit și altă atitudine. A, părinte, păi ce să facă? Eu n-am găsit de muncă de atâta vreme. Bă, dar ai căutat? Păi ce să mai caut dacă am căutat? Băi, ai căutat? De când ai căutat ultima dată? Păi zice, nici nu mai știu. Păi zic, poate te caută ea, dar nu te găsește. Problema zilei de mâine este o problemă reală cu care ne vom confrunta toată viața. Dar problema adevărată, nu reală, este problema de astăzi. Astăzi se săvârșește ziua de mâine. Se spune că o mamă nu există până când nu naște. Și odată cu copilul se naște și mama. Eu am rămas dator de acum câteva luni să vă spun rezultatele finale, ca să vă zic așa, voi fi bunic de fetiță. Bucurie mare, pentru că deja având două fete, deja mi-am făcut ucenicia și știu cum se face. Dar să țineți minte că mă voi naște bunic atunci când se va naște nepoata. Asta înseamnă ziua de mâine, să o trăim frumos, să ne gândim la lucruri frumoase și să ne raportăm la lucruri frumoase, pentru că trebuie să plecăm de acasă să găsim piatra dată la o parte de la ușa mormântului. Mâine dimineață, dacă vom pleca de acasă cu dezinvoltură, cu bucuria unui început de săptămână nou, atunci cu siguranță că e plecarea de acasă și când ajungem la serviciu, găsim piatra dată de la ușa mormântului. Adică găsim stanele de piatră, stana de piatră din șeful, să zicem, sau din cine, din colegul care ne deranjează. Găsim dată la o parte. Și ce înseamnă că e dată la o parte? Înseamnă că am învins. Și înseamnă că mesajul femeilor minorosițe este pentru noi. Să mergem până la mormânt, să vedem că Hristos, de fapt, a înviat. Acesta este mesajul. Ajunge zilei greutatea ei. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.